Alo, bună ziua! Da, mi s-a stricat mașina. Puteți să trimiteți un mecanic să... Da, în 2 ore ar fi perfect. Strada Mării 2. La revedere! Deci? Ce probleme zici care? Păi, are mai multe, dar nu știu cum să vă explic. Poate nu cred că înțelegeți. Păi ce multe? Spuneți-mi că eu înțeleg că eu am, să știți că am mai reparat când a fost cazul. Dumneavoastră ați reparat-o? Da, ultimele 6 dăți, da. Asta explică destule. Deci, uitați-vă aici, vedeți capacul ăsta de cauciuc? Nu, ce capac? Exact, aici trebuia să fie un capac, de ce nu există? Oricum vine capota peste, oricum nu plouă înăuntru. Apropo de capotă, de ce sunt atât de multe lovituri pe ea? Păi am lovit-o de bordură și... Și ați lovit-o până în sus sau cum? Nu, dar am dus-o la un tinichigiu, ăla îmi cerea foarte mulți bani, așa că am adus-o înapoi acasă și am îndreptat eu cu un ciocan și gata. Da, bine că nu v-ați apucat să îndreptați și parbrizul cu ciocanul. Eu prima oară vă zic, de am crezut că o prins o grindină de așa de bubuită. Și văd că aveți și o gaură aici pe capotă, să nu vă intre apă la motor. Așa, și ce? Îl mai spală? Da, că așa funcționează. Și aici, lângă rezervorul de apă, aveți un lighean. Păi da, dar avea gura rezervorului prea mic și nu nimeream niciodată când turnam lichid de parbriz în vas. Și v-ați gândit să puneți chiar un vas? Da, unul cu gura mai mare, exact ca soțul meu când deschide o bere. Filtrele când le-ați schimbat ultima dată? Le schimb o dată la 2-3 zile. Poftim? Păi da, că nu pot să pun aceleași poze, nu? Nu înțeleg. Filtrele de Instagram, păi le schimb constant ca să creadă lumea că n-am tot timpul altă mașină. Da, văd că și la baterie e o problemă. Ați scos bateria și ați pus 10 baterii 7-7. Păi da, că Duracell erau prea scumpe. Și pe dedesubt am mai observat că scârție ceva. Cred că e un amortizor dus. Păi era, dar l-am înlocuit tu. L-ați înlocuit dumneavoastră? Da. Cu ce? Cu 2 arcuri de la salteaua de pat. Cum să puneți, doamnă, arcuri de la salteaua de pat? Dar de ce, domnul? Că dacă poate să susțină pe soțul meu, poate și mașina. Domnul, dar mașina are butonul jumate, cât are iad, cum să... Păi tu nu mai văzut soțul, cred că. Eu vă zic drept, la câte probleme are, cred că trebuie schimbat. Da, pe asta am zis și eu, dar până mergi în club, până dai de unul, până găsești altul, mult muncă. Doamnă, de autoturism vorbeam, de mașină. Dar eu nu știu cum ați luat dumneavoastră ITP-ul, cum ați trecut inspecția tehnică. Ce inspecție, domnule, dar ce, suntem la școală? Păi dacă n-ai ITP-ul, nu ți-a fost frică că te oprește poliția? Ba da, dar nu pentru că mașina nu corespunde. Pentru că, nu știu, aveam viteză, era să calc o babă, n-am acordat prioritate, teste. În fine, deci dacă vreți să o reparați, o să vă coste ceva, să știți. Cât? Știu, vreo 2-3 mii. Păi cu 2-3 mii de lei, tu știi câte abonamente la ATP îmi fac? A, eu mă gândeam la 2-3 mii de euro. 3 mii de euro? Păi cu banii ăștia mă duc când cumpăr autobuzul și mai rămân și bani de câteva poșete. Da, bineînțeles că vă cumpărați. Păi da, e, unul mai amărât, dar nu-i problemă, că repar eu, că mă pricep. Da, bine că nu vă pricepi și la construcții, că acum făceați blocuri. Sau la medicină, că reparați oamenii acum cu sârmă de baloț. A, dar eu chiar știu mai chestii de medicină. Să știi că nu ai voie să bei alcool și antibiotic în același timp, nu înseamnă că te pricepi la medicină. Păi, dacă eu vreau ceva, eu pot orice, eu văd mereu pe net asta. Poți, dar dacă îți dedici timpul și energia să înveți o meserie, nu dacă faci niște cursuri la un șarlatan de pe net care și el e mai nepriceput ca tine. În fine, deci o reparat sau nu? Da, nu prea știu. Mă mai gândesc. Dar dacă tot ai venit până aici, nu mă duci pe mine în centru? Da, doamnă, vă duc și așa am drum încolo, dar ia spuneți-mi, de cât timp aveți mașina așa aici? De câteva săptămâni. Păi și n-ați avut timp să vă ocupați de ea? Ba da, dar în fiecare zi când am treabă, chem un mecanic, se uită la ea, ajungem la aceeași concluzii și după aia îl rog să mă duc unde am treabă. E mult mai ieftin decât să o repar.